Pretine, Mântuitorul Hristos, Cel ce te-ai întrupat și de ceruri nu te-ai despărțit, în glasuri de cântări te mărim. În crucea și moartea ai primit pentru neamul nostru ca Domnul cel iubitor de oameni. Brădând porțile iadului, a treia zi ai înviat, mântuind sufletele noastre. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Împungându-se coasa ta, Dătătorule de viață, izvoare de iertare tuturor ai izvorât, de viață și de mântuire, și cu trupul lor te ai primit, nemurire nouă dăruindu-ne și să lășluindu-te în mormânt, pre noi ne-ai mântuit împreună cu tine învindu-ne, prea slăvit ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm, iubitorule de oameni, Doamne, slavă ție! Pentru că au întărit lumea care nu se va clinti, străină este răstignirea ta și pogorârea în iad, iubitorule de oameni, prădându-l predânsul și pre cei legați de demult, împreună cu tine i-ai înviat, prea slăvit ca un Dumnezeu, raiul deschizându-l, a lua predânsul ai învrednicit. Pentru aceasta și nouă, celor ce slăvim scularea ta cel de a treia zi, dăruiește curățire păcatelor raiului locuitor, a fi învrednicindu-ne ca un însuți casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Celat ce pentru noi cu trupul patimă ai primit și a treia zi din morți ai înviat, patimile noastre ce le trupești vindecă-le și ne ridică din greșalele cele cumplite, iubitor.